internetul, ce este și cu ce se mănâncă. Dacă privești acest video, înseamnă că ești utilizator activ de internet. Dar știi tu oare ce înseamnă internetul și cum să ți-l faci prieten? Cum ar fi viața ta fără această plasă de păianjen informațională? La vârsta ta, părinții tăi nu știau de Facebook, Instagram sau Wikipedia, pentru că nu existau nici ele, nici gadgeturile prin care să le acceseze. Ideea unei rețele care să permită comunicarea între oamenii aflați la diferite calculatoare și distanțe a apărut în Statele Unite în anii 1950-60. În 1969 au fost conectate calculatoarele din 4 universități americane. În 1984, numărul calculatoarelor conectate între ele se ridica la 1000. Astăzi, internetul este cel mai puternic instrument de comunicare. Ce ne oferă internetul? De la banala poștă electronică, prin care putem transmite mesaje, fișiere cu texte sau cu cifre, imagini și sunete, până la chat, video, telefonie și telefonie cu imagine, radio și televiziune. Este o adevărată lume paralelă, care îți oferă acces la milioane de informații, în care putem dezvolta afaceri și operațiuni bancare, putem vinde produse materiale și intelectuale, putem organiza videoconferințe la distanță sau grupuri de discuții, putem să ne facem zeci și sute de prieteni și chiar ne putem îndrăgosti și găsi jumătatea. Dar ca și în viața reală, în lumea virtuală ne pasc diverse pericole: hărțuirea online, riscul de a deveni ținta răuvoitorilor, divulgarea involuntară a unor informații confidențiale. Cum să navighezi fără primejdii în internet? Urmărește-ne edițiile viitoare!